USL nu se va rupe, cel puțin asta spun liderii alianței, și totuși în ultimele zile s-a iscat o criză în alianță cu declarații acide din partea politicienilor. Luni ar trebui să se reia negocierile pentru numirea miniștrilor propuși de PNL și a vicepremierului Klaus Iohannis. Discutăm despre ce se întâmplă pe plan politic cu invitatul Observatorului, senator Viorel Arcaș. Bine ați venit la Observator! Bine v-am găsit! Bună ziua, bună seara! Și mă bucur din nou că suntem împreună. Așadar, jurnaliștii de la București au avut așa câteva informații că parlamentarii PSD au primit mesaje ca luni să fie în Parlament. Ați primit un astfel de mesaj? Da, l-am, dacă veți, îl arăt pe telefon. Ce spune acel mesaj? Inițial, mesajul era pentru miercuri, pentru o ședință comună. Mesajul este foarte clar, să nu lipsim sub nicio formă. Se anulează toate delegațiile, inclusiv cele în străinătate, și toată lumea la vot. Așteptăm să vedem ce o să votăm. Deci miercuri acum era pregătit să voteze noua structură sau, să spunem, guvernul, noua sa structură, noua formă negociată între partidele care formează USL-ul. Dar nu s-au înțeles până miercuri și s-a amânat totul pe luni. Credeți că e posibil să se întâmple la fel și luni? După câte am văzut că nici miercuri după masa, când a avut întâlnirea din nou, nu s-au înțeles, nu știu dacă avem ce vota și luni. Sau rămânem cu guvernul acesta în continuare? Este o criză în USL în momentul de față? Păi putem spune că este o criză, fiindcă dacă vedem câte discuții sunt, vedem câți miniștri sunt demisionați, să spun așa, și sunt unele posturi, că am înțeles că nici miercuri n-au fost toți la ședința de guvern, chiar că trebuia să desfășoare în forma veche, deci atunci există. Putem spune că este o criză, deci putem ascunde toată lumea și se vede peste tot că există o criză. Cum, cine a provocat criza, de ce e nevoie să avem această criză sau de ce o avem, asta nu pot să vă spun exact. Au fost declarații săptămâna aceasta în care s-a recunoscut oarecum așa că, într-adevăr, există o criză în USL, dar că nu există o instabilitate. Avem instabilitate în momentul ăsta, având în vedere că unii miniștri au fost demiși, e adevărat, încă mai sunt în funcții până la numirea celorlalți și faptul că, uite, nu se înțeleg, că negocierile eșuează. Acum nu cred că putem vorbi de o instabilitate, fiindcă funcționează guvernul. Asta este. Mai sunt perioade când sunt anumiți miniștri în concediu, nu putem vorbi de instabilitate. Dacă ne uităm și pe rezultatele economice, vedeți, avem creștere economică. Deci treaba merge bine, dar dacă va continua această criză în situația actuală, deci oricum eu cred că va trebui făcut ceva foarte rapid, chiar săptămâna viitoare, părerea mea, și asta cred că sunt intențiile și celor care conduc USL-ul, fiindcă dacă nu, într-adevăr o să ajungem la o anumită instabilitate și nu putem menține situația aceasta. Ori rămânem cu guvernul care l-avem, ori vedem ce se întâmplă în viitor și cine va ceda până la urmă sau cine va accepta propunerea celuilalt. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, trebuie să se reia negocierile luni și apoi să vină în Parlament, pentru votul Parlamentului. Va ceda PSD-ul? PSD-ul nu știu ce pot să cedeze, fiindcă PSD-ul a acceptat toate propunerile PNL-ului. Inclusiv cu domnul Iohannis, viceprim-ministru, inclusiv cu domnul Iohannis la Ministerul de Interne, cu ceilalți propuși pentru alte ministere. Deci a cedat absolut tot ce se putea ceda. Că a fost încă o propunere să mai fie încă un viceprim-ministru, eu chiar nu înțeleg în punctul de vedere al liberalilor acum cu ce îi deranjează un viceprim-ministru pe ei. Cred că i-ar deranja mult mai mult dacă ar avea în intenție sau ar chiar ar pleca de la guvernare. Mesajul de joi al lui Klaus Iohannis a fost foarte clar. PSD-ul să aleagă între PNL și PC. Ei, asta nu putem chiar așa. Când îi pui la un copil să alege între fată sau mămică, nu merge. Nu, asta... Și nu avem ce să alegem. Noi suntem patru partide care formăm USL-ul. Există o propunere cu patru viceprim-ministri, în același timp, cum vă spuneam, acceptând toate propunerile lor, absolut toate. Deci nu înțeleg acum, ei vor să-și pună persoanele respective pe posturile dorite sau vor ca să-i, să nu folosesc un termen urât, să-i facă cumva pe ceilalți, pe ce cu ei am înțeles că au o problemă. Toate că din câte am văzut ce prezenta domnul Constantin, ei colaborau foarte bine înainte, chiar cu postul de președinte al Senatului, da? Acum văd că s-au inversat lucrurile, nu știu ce se întâmplă. De ce nu? Deci PSD-ul, nu, din punctul meu de vedere, nu știu cum o să se finalizeze, dar nu are ce să mai cedeze, fiindcă a cedat și a acceptat toate propunerile.
Adică se va merge în continuare cu acea propunere a primului ministru de a fi 4 vicepremieri. Normal că trebuie să dăm ce e a premierului, a premierului, să-și organizeze guvernul în varianta noilor propuneri, cum crede că va fi mai bine și va funcționa mai bine. Premierul a și explicat de ce își dorește 4 vicepremieri. De ce credeți că PNL-ul nu este de acord cu această numire a unui vicepremier din partea PC-ului? De ce ar deranja atât de mult? Nu știu, chiar nu știu, orgoliile astea chiar nu le înțeleg. Acum, părerea mea că are legătură cu formarea USD-ului mai nou, n-are legătură, au ceva direct din momentul în când nu s-au mai înțeles că formau ACD-ul înainte, chiar cu PC-ul, că se pun pe egalitate, l-am văzut și pe domnul Iohannis, că ei nu sunt pe aceeași poziție cu PC-ul. Nu știu cu cine vor să fie pe aceeași poziție și nu știu dacă se poate discuta această problemă, fiindcă a existat și există un protocol de formare a USD unde s-au prevăzut și fiecare ce posturi ocupă, nu să ia nimic din ceea ce s-a negociat la început din posturile PNL-ului, deci aici chiar că ar trebui să întrebați pe altcineva de ce îi deranjează așa de mult. Sau nu, ăsta este numai un motiv ca să ținem în continuare această stare, cum spuneați, care poate duce la o instabilitate. Din informațiile pe care le aveți și din discuțiile pe care le-ați avut, credeți că își dorește PNL-ul ieșirea de la guvernare? Și este un motiv pentru a ieși oarecum de la această guvernare? Probabil că unii din PNL și-o doresc. Așa se vede cel puțin. Nu pot să spun mai multe, fiindcă nu fac parte din PNL, nu sunt în interior acolo, dar după cum se comportă în aceste negocieri, să spunem așa, se pare că unii doresc. Dar, din câte am văzut-o mai multe voci, unii chiar nu-și doresc. Și am impresia că există o luptă și acolo, în cadrul PNL-ului, pe această temă. Ar avantaja PNL-ul ieșirea de la guvernare? Din punctul meu de vedere, nu. Noi vrem să mergem înainte cu USL-ul, să ne îndeplinim exact programul pe care l-am stabilit și ar fi mare păcat să se rupă USL-ul acum. Mi-am spus că Sibiu atunci cred că ar atinge două recorduri negative, așa. Gândiți-vă că la un moment dat în Sibiu scorul cel mai mare l-a obținut președintele Băsescu. Acum ar fi păcat ca de la Sibiu să pornească ruptura unei uniuni care s-a format exact împotriva guvernării Băsescu, să spun așa. Credeți că tocmai Klaus Iohannis este mărul discordiei, să spun așa, în aceste negocieri? Păi l-am văzut foarte vehement, dar nu, mai ales după ce au fost acceptate toate, deci noi nu putem să fim acuzați pe PSD-ul și eu chiar n-am nimic și chiar aș dori să fie în guvern la Ministerul de Interne, un minister foarte greu și poate reușește mult mai mult ca ceilalți acolo, deci eu chiar n-am, dar l-am văzut legându-se de problema cu vicepremierul de la PC. Și atunci eu am impresia că, nu știu, eu nu văd de acolo un dezavantaj față de Partidul Național Liberal existând în compostul a PC-ul de vicepremier. Nu văd. S-a spus așa. Așa mă face. În rest, sper să fie bine în final să cedeze cei care trebuie să cedeze, nu PSD-ul, fiindcă PSD-ul nu mai are, a acceptat toate propunerile. Zilele acestea au fost și câteva declarații din partea politicienilor PSD care au spus așa, conform calculelor matematice, putem guverna singuri. Avantajează PSD-ul o guvernare în momentul de față fără PNL? Nu, eu cred că avantajează sau nu avantajează. Era un calcul pur matematic, că se poate guverna, fiindcă există o majoritate formată la ora actuală. Dar ținând cont de un program de guvernare care am avut împreună cu USL-ul, ținând cont de obiectivele care le-am avut, cred că se pot înfăptui mult mai bine împreună acum, la ora actuală, cu guvernul USL în continuare. Dar discuția era că matematic s-ar putea guverna și singur. Dar vă dați seama că un nou program de guvernare se schimbă probabil multe. Cum este văzut Klaus Iohannis la București? Nu știu, poate ați discutat și cu colegii din Parlament venirea lui în guvern. V-am spus, din partea noastră nu este nicio problemă. Ce discută oamenii pe holuri, ce să vă spun, că eu n-am participat nici la negocierile din vârful USL-ului, dar nu este văzut. Toată problema a apărut după această propunere a premierului Ponta cu vicepremierul, când lumea începe să schimbe părerile că nu chiar intențiile sunt foarte corecte a domnului Iohannis, legându-se foarte mult la acest post de vicepremier. Până acum, să știți, foarte bune erau părerile, că intră în guvern, că va fi și la Ministerul de Interne, mai ales. Era foarte bună treaba. Deci nu era, avea, acum lumea este un puțin sceptică
văzând că se leagă de fapt de altceva, nu numai de dorința de a fi acolo și de posibilitatea, într-adevăr, să faci o performanță acolo și să realizezi ceva bun pentru țară, în primul rând. Au fost și voci care au spus că probabil este un pas pentru Klaus Iohannis de a participa la alegerile prezidențiale în cazul în care alianța se va rupe. Vă dați această posibilitate realizabilă? Asta cred că ar trebui să-i întrebați pe cei din PNL. Nu știu. Noi nu avem în vedere să-l propunem pe domnul Iohannis candidat la președinte. Vorbesc din partea PSD-ului acum, sau USD-ului, mă rog. Ce au de gând liberalii să facă? Noi, la ora actuală, cert este că avem un protocol foarte clar cine este candidatul la președinție, cine este prim-ministru și noi, până în momentul zero, când va fi și va funcționa USL-ul, noi mergem pe această propunere. Ce au de gând să facă în viitor sau dacă asta este numai un motiv să poți să iese din, și așa ca niște victime probabil, din USL, să se victimizeze și au impresia că prin asta o să le crească scorul, există și păreri de genul ăsta, să vă spun, și între colegi, că asta s-ar vrea și că liberalii ar vrea să meargă mai departe cu Iohannis la... Dar în niciun caz nu propunere cu Iohannis din partea USL-ului. N-am auzit așa am ceva. Spus, dacă se rupe USL-ul. Există. Dacă se rupe USL-ul, atunci, da, din câte se vede acum, se poate întâmpla acest lucru. USD-ul, care a apărut acum pentru alegerile europarlamentare, a fost chiar așa un moment pentru liberali de a-și arăta nemulțumirea, pentru că au fost și câteva discuții și câteva declarații de ale lor. Da, dar n-am înțeles de ce. Toată lumea știa că noi mergem împreună pe liste, s-au și format listele înainte cu o săptămână, când au fost, deja existau listele de europarlamentare care se regăseau candidați de la toate partidele, de la cele trei partide, că s-a formalizat. Vedeți, eu sunt chiar bucuros că s-a făcut acest USD, mă rog, și s-a semnat ceva. Fiindcă noi, dacă vă aduceți aminte, în anul 2004, la alegerile respective, am mers împreună cu PCU. Noi am câștigat alegerile. În momentul ăla puteam să formăm guvernul. Eu am fost chiar acolo la formarea guvernului. Era primul mandat al meu. Dar fiindcă n-am făcut niciun acord, cum spuneau și unii colegi de pe vremea aceea, nici măcar pe un șervețel, PCU a putut să-și permită să treacă foarte frumos în barca PDL-ului, știți bine atunci, și s-a format un cu totul alt guvern, care, mă rog, am tras noi destule după el până acum. Și acum e bine că s-a făcut, s-a legalizat, practic, o chestiune care era foarte clară. ACD-ul n-a fost tot așa, s-a rupt, nu din vina noastră, că noi ne-am intervenit între PC și PNL ca să se rupă ACD-ul. S-a format USD-ul. Spuneți mai devreme. Nu, au niciun motiv, părerea mea, de supărare, fiindcă o știau că se întâmplă treaba asta și de când i-au dat afară ei, practic, din ACD-ul respectiv, pe Partidul Conservator. Spuneți și dumneavoastră, la un moment dat, că sunt discuții, că în cazul în care se lupe alianța, Klaus Iohannis ar putea fi un candidat la alegerile prezidențiale. Din ce se vede și din ce vorbesc unii, da. Așa cum decur lucrurile și ceea ce se întâmplă pe scena politică, PSD-ul își pregătește un candidat pentru alegerile prezidențiale? PSD-ul nu își pregătește nimic la ora actuală. Cât există USL-ul, să știți că nu, se discută absolut nimic despre... Nu spun că n-ar avea, dacă ar fi cazul, dar nu își pregătește și chiar lucrează foarte corect și cinstit în această Uniune. Ar avea un candidat. Ar avea, vedem de pe presă toți, cine ar fi și cel mai bun. Cine? Păi Victor Ponta, părerea mea. Nu că s-ar discute la USL, să nu o luați așa, dar el stă și cel mai bine în sondaj, ați văzut. Păi... Și este tânăr, de perspectivă, nu. E... Părerea mea că este cel mai bun. Îl vedeți un candidat pentru prezidențiale? Da, dacă se va rupe USL-ul, să reținem. Până atunci nu se pune problema la candidaturi separate. PSD-ul, că erau și unii cu discuții de genul ăsta. Chiar dacă rămânem cu USL-ul, mergem cu candidați diferiți. Asta nu va fi. Aș vrea să discutăm puțin și despre zona Mediașului. Spuneți la un moment dat că ați primit asigurări de la domnul ministru Șova pentru a se începe lucrările la centura Mediașului și aș vrea să vă întreb care mai este situația. Da, chiar zilele trecute am discutat cu domnul ministru Șova. Ei acum sunt și formează bugetul, mă rog, pe bucățele, că bugetul mare l-au aprobat, pe autostrăzi, pe variante ocolitoare, pe absolut tot. În martie se va demara procedurile de licitații. Iar lucrările lucrări, efectiv? Fiindcă la centura din Medeș așa se prinsă, licitația va fi de proiectare și execuție același câștigător. Va fi. Lucrările efectiv când efectiv, a trebuit să începem? Efectiv, în momentul de dat seama, din cauza birocrației, că anul ăsta va fi foarte greu, fiindcă până atribuie contractul respectiv, știți cum decurge o licitație, cu contestații, cu probleme, cu
toată lumea cu ochii pe asemenea lucrări și că-i prețul mare, că-i prețul mic, o să vedem. După ce se atribuie, vă începe efectiv, va face și proiectarea și tot. Dar nu pot să spun, asta depinde de cât durează documentele. Există și un termen. Important este că începe și se va finaliza dacă sunt începute lucrările. Am trecut de faza când de faza promisiunilor, că se va face. S-au fost aprobați indicatorii tehnico-economici în guvern, intră pe licitație și proiectarea, execuție depinde cât de serios va fi atunci constructorul care va câștiga lucrarea respectivă. Au fost întâlniri în mai multe zone ale județului, întâlniri economice pentru atragerea investitorilor, pentru dezvoltarea zonelor din punct de vedere economic. Și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră, din calitatea de senator, vă veți implica pentru zona Mediașului, zona de nord? Mă implic pentru tot județul, dacă pot, și chiar am avut o discuție și cu domnul președinte Cindea de la Consiliul Județean, care are o inițiativă de a duce ambasadorii cam toți în județ. Eu am vorbit direct cu ambasadorul Rusiei și ambasadorul Qatarului, unde sunt și președinte la grupul de prietenie, și chiar ambasadorii sunt foarte încântați de... Mai ales că cu cel din Qatar am discutat o problemă foarte interesantă, ce e foarte bună pentru zona noastră, cu importul de carne de miel, de oaie, de asta direct. El mi-a spus că tot importul care fac țările arabe, îl fac din Siria și nu pot să ia direct niciodată din... Eu o să fac o legătură directă acum și nu numai cu asta. Qatarul are un plan de dezvoltare și știți și resursele de care dispune foarte mari. Sunt încântat și o să vină toți în zonă. Va fi o discuție undeva în luna iunie, dacă am înțeles. De cei doi mă ocup chiar direct, fiindcă la Rusia am fost președinte, sunt în grupul de prietenie, la Qatar sunt acum și am avut întâlniri cu ei deja. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Observator. Rămâne să vedem ce se va întâmpla luni. Deci, cu siguranță veți merge luni în Parlament. Rămâne de văzut ce veți vota. Părerea mea că săptămâna viitoare se va lămuri. Într-un fel sau altul. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Observator. Mulțumesc.